Voleibaliștii au câștigat 3 puncte în urma duelului cu Gloria Buzău. Zeleoanii s-au impus în 3 seturi pe terenul echipei buzoiene după o oră și 14 minute de joc, în ultimul meci al etapei a 6-a diviziei A1 la volei masculin. Cel mai bun jucător al gazdelor a fost Bogdan Ene cu 10 puncte, în timp ce de la Zeleoani, Gabriel Cherbeleaț a reușit 14 puncte și 3 blocaje la fileu. După 6 etape, Arcada și Volei Municipal Zaleu sunt la egalitate, fiecare având 15 puncte în clasament și 15-5 la set averaj. Departajarea între cele două echipe fiind făcută de punctele câștigate, 1,29 Galați, 1,11 Zaleu. Astfel, Arcada ocupă prima poziție în divizia A1. Nu pot decât să mă bucur că am ieșit cu punctaj maxim din două deplasări, zic eu, destul de incomode. Două echipe care sunt pretendente la play-off și de aceea aceste puncte sunt cu atât mai importante. Totodată mă bucur și de faptul că jocul echipei s-a îmbunătățit de la meci la meci și sper să ținem tot în ritmul ăsta. În următoarea etapă, Volei Municipal Zaleu va evolua pe teren propriu cu Știință Explorări Baia Mare.